Salutare lumea, sunt Cristi și bine m-am regăsit la un nou episod din seria noastră minunată de Minecraft Parkour. Dacă mai doriți episod de v-aș ruga să nu să apăsați pe acel buton de like. Și astăzi o să ne jucăm o hartă intitulată Welcome to Themed Parkour created by Trevor. Se numește doar Themed Parkour și este creată de Trevor. Oricine ar fi Trevor, mulțumim că existi, pentru că altfel nu ne jucam această hartă. Inspired by Parkour Pyramid. Start. Rules, plain, easy. Presupun că suntem pe easy. Da, suntem pe easy. Plane mode 2, presupun că e aceeași chestie, render 20 chunks. Vai, 20 chunks, nu sunt sigur că necesită 20 chunks harta asta, dar dacă ne zice creatorul, noi o să ne jucăm pe 20 chunks. Don't cheat unless you beat the map. Ok, am înțeles, deci haide să înceapă harta, deja am căzut de la primul jump, presupun că trebuie să sărim aici și boom! Do you want to know how many levels there are? Bă, aș vrea să știu. There are 16 levels. Ok, și dacă apăsam pe nu, ne trimitea direct. Ok, am înțeles. Deci, știm că sunt 16... M-am speriat puțin, nu știam ce se întâmplă. Acum avem mining fatigue, adică nu putem sparge absolut nimic în jurul nostru. Ok, level 1, themed... Ce? Theme house. Deci, prima temă ar fi casa. Trebuie să explorăm această casă. Am explorat-o pe toată, nu este aproape nimic în ea. Ăsta este slime, bine de știut. Ok, presupun că începe de undeva și eu presupun că începe de aici. Trebuie să ne urcăm pe gărdulețul acesta și 1, 2, 3, 4. 1, 2, deci 1, 2, 3, 4. Jumpul ăsta nu este posibil, dar a, este posibil ăsta, nu știu de ce m-am chinuit așa de mult. Nu știu unde ar trebui să sărim acum mai exact, presupun că pe slime-ul acela și acolo dacă picăm, habar n-am, nu știu dacă este bine. Hai să încercăm. Ok, bun. Ho, m-am descurcat bine. M-am descurcat decent, aș putea spune. Gaura asta prin spatele casei nu este degeaba făcută. Probabil trebuie să sărim acolo. Dar nu știu de ce am vrea să sărim acolo. Adică vreau să mă asigur ca după să sărim pe casă probabil. Deci hai să vedem dacă reușim jumpul acesta. Oh, ok, bun. A fost mult mai ușor decât mă așteptam. Mă așteptam că o să cad. Nice, ok, ne descurcăm de minune. De minune. Nu putem sări direct pe blocul acela de slime, deci presupun că mai întâi sărim pe ăsta, după pe ăla și putem să ieșim de aici. 1, 2, perfect! Și am terminat primul nivel. Level 2, Theme Ocean Monument. Ok, haide să intrăm în pâine cu nivelul al doilea. Te-am văzut, boss, nu este nevoie să mai îmi dai efectul ăsta de 1000 de ori. Te-am văzut, știu că ești acolo. Ok, poți să te oprești, nu e nevoie de fiecare dată să mi-l dai, adică... Am înțeles, boss, nu este nevoie, adică poți să te oprești... am înțeles că vrei să te afli în treabă, dar nu... Chiar nu mai întreb... Bă, sau să apară mereu în fața mea... Este ca un obstacol, frate, știi, de fiecare dată. Te-am văzut, boss, te-am văzut, ești acolo. Ok, mă enervează groaznic sunetul ăsta. Hostile creatures, o să oprim sunetul, pentru că... Încă se aude, bun, deci music, players, voice, speech, încă se aude, nope, friendly creature, ambient environment. Mă scoate inserite asta, o să scot totul, o să scot tot. Și încă se aude, nu cred. Ok, deci o să se audă de fiecare dată, hai să scoatem sunetul de tot, pentru că nu vreau să-l mai aud pe nebunul ăsta. Cum trece prin față. Mamă, dar ce enervant e, frate. Este un... Dar de ce l-a pus acolo? Ca să fie non-stop aici, știi? Să-mi dea mie durere de cap. Aici presupun că trebuie să sărim pe blocul acela. Pentru că prima dată nu am reușit. Nu-mi dau seama unde ar trebui să sărim. Deci vii pe blocul ăsta. Ok, și de aici, nu degeaba sunt puse astea. Aha, cred că trebuie să venim aici și să sărim pe ambele blocuri de slime. Mamă, frate, ce-i cu nivelul acesta? Am trece asta prin față mereu și e foarte stresant.
E foarte stresant, agravant, adică poți să te oprești, dar nu vrea să se oprească, știe că vrea să fie băgat în seamă. Nu suportă să-l ignore lumea, așa că trece prin fața noastră de fiecare dată. Ok, haide să fim atenți unde sărim acum. Presupun că aici. O, da. Sunt un geniu. Wow, și mi-am dat seama că am dat de belea când am văzut săritura aia de patru blocuri pe care nu am reușit-o și cine știe cum și când o să reușesc. Presupun că dintr-un sprint ăsta nebun trebuie să termin chestia asta. Zdrang. Zdrang. Ok, bun. Bum. Dacă nu-mi trecea monstrul ăsta prin față de fiecare dată, era mult, mult, mult mai ușor. Cum pot să scap de el? Peaceful. Marci de aici că nu mai te suport. Nu-mi spune că îmi face efectul ăsta de fiecare dată, cu toate că nu-i monstrul acolo. Wow. Ba chiar mai des. Ba chiar nu se întâmplă nimic. Oh, Doamne. O să-l punem pe easy din nou, pentru că harta ne spune să fie pe easy, dar nebunia asta de monstru tot o să ne apară în față. Da, a dispărut monstrul de acolo, adică good job, Cristi. Ok, de aici trebuie o nebunie de sprint. Nice, ok, putem să o facem, putem să o facem. Haide, Cristi, știu că poți. Haide, Cristi, știu că poți. Haide, Cristi, știu că poți. Ultima săritură, nu. Deci nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred că am căzut fix la ultima săritură. Dacă acum o să cad de tot, o să nebunesc. Bun, n-am căzut de tot. Haide, haide, hai să nu mai ratăm. Să ne concentrăm și să terminăm o dată harta. Pentru că suntem la nivelul 2. Adică ne batem joc. Ok, în sfârșit. Nu mai apărea monstru urât care îmi tot sari prin față. Putem să activăm ăsta iar. Nice. Ok, holy fuck. Ce enervant a fost nivelul trecut, dar uite că am trecut de el cu succes. Nu sunt sigur dacă trebuie să intrăm aici, dar cel mai probabil asta trebuie să facem. Ok, nice. Trebuie să ne urcăm pe ăstea pe aici. Wow. Bă, îmi place harta cum este creată și totul, de fapt, cum este făcut aici. Îmi place mult. Trebuie să ne dăm seama unde să sărim mai exact. Nu vreau să dau greș. Cred că pe ăsta și după pe bucata aia de slime ca să picăm pe sandul ăla. Nice. De aici, aici. Ho, bossule, ho, 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 stai așa, stai pe loc, nu mă mai răni, te rog eu mult. Te rog eu mult, ai milă. Și de aici, acolo. Bum! Scoate-mă de aici. Că am terminat level 4, snow. Ok. Fiecare hartă are un început destul de greu pentru că nu-ți dai seama exact unde să pici. Și mi-am dat seama că acolo este o bucată de slime. Cred că ne-am dat seama pe unde să urcăm. Nice. Frumos, frumos, frumos. Continuăm, continuăm. Hai că jumpul ăsta este posibil. Nu este chiar atât de greu. De aici pe chestia aia. Ok, bun. Ok. Mă așteptam că nu este posibil jumpul ăsta, dar l-am reușit până la final. Frumos, frumos făcut designul. Tot, tot, tot. Ne urcăm pe aici. După ne urcăm aici și de pe slime-ul ăla. Presupun că picăm acolo sus. Haide. Nice, nice, nice. Dacă era să cad, nu știu ce mă făceam. Acum ar trebui să ghicesc unde ar trebui să mă duc în continuare. Presupun pe unde mi oferă drumul. Deci, haide să nu ne sfiim. Mamă, pot să nu mai cad de pe bucata asta? Foarte frumos, foarte, foarte, foarte frumos. Și acum că sunt sus de tot,
presupun că ar trebui să mă arunc pe bucata aia de slime. Nu știu cum aș face asta. Și să mă propulsez pe... A, dar cred că pot să sar direct de aici. Și nu ar trebui să-mi complic viața cu slime, deci... Da, mă, frate. Cum era să mă arunc pe slime-ul ăla și să încerc să pic pe bucata asta? Probabil dădeam greș. Cookies! Nivelul nostru favorit, cookies. Hai să începem cu aceste cookie-uri. Să vedem, Ana. Aha, aha, presupun că nu le-ați văzut pe alea. Dar băiatul vostru, Cristi, acționează repede, știe cum se descurce. Ia, fiți atenți, boom, nici pe asta n-ați văzut-o. Zdrang, îmi place cum e făcută harta. Chiar îmi place, e mișto. Presupun că de pe aia picăm acolo, direct. Nu! Holy shit, ce-am făcut? Nu trebuia să se întâmple asta. Nu cred, ce-a fost asta? Cum de-am picat eu fix de acolo de sus? Nu a funcționat slime-ul, pe bune, tu-ți bagi joc de mine. Trebuie să mai facem drumul ăsta odată. Haide. Haide. Bă, ori sunt eu nebun și nu pic pe slime, ori nu funcționează. Cred că nu pic eu pe slime, că e imposibil să nu funcționeze, dar... Hai să mai încercăm o dată. Hai să ne concentrăm de data aceasta și să nu dăm greș. Bum. Și să ne mai uităm bine în jurul nostru, să fim siguri că nu mai avem alt drum pe care ar trebui să mergem. Deci... Da, ăsta ar trebui. Haide. Oficial sunt nebun. Nu pot să fac un amărât de jump. Încerc să-l fac și speedrun ca să nu ne căcâim atâta la un nivel. Dar uite că mai mult stau și mă chinui să pic pe bucata asta de slime. Ok, bun. Am ghicit. De aici, acolo. Foarte frumos, foarte frumos. Și de aici presupun că terminăm nivelul. Nice, ăsta a fost și nivelul cookies. Level 6, theme nether. Ok, am intrat în nether. Saca, paca, speedrun, nici măcar nu ne oprim. Jocul ăsta e mult prea ușor. Acum o să murim, bineînțeles, pentru că... A, de fapt o să ni se refacă viața, suntem forță, fiți atenți. Așteptăm să se oprească focul. Gata, boss, e ok, poți să te oprești în orice moment. Adică, în orice moment poți să te oprești. Sunt sigur că nu... A, ok, bun. Da, trebuia să se întâmple asta. Ok, hai să continuăm. Poate se și stinge focul ăsta până... Nu vreau să sar. Ok, pentru că dacă mi-au damage în timp ce sunt în flăcări și pic de pe rampa asta, mai bine nu riscăm. Deci stăm așa, chill. Ok, ok, ok. Trebuie să parcurgem drumulețul acesta. Și de aici pe blocul ăsta. Bum. Țaca, paca, pe aici. Continuare, uite așa, frumos. Și bum, am terminat și nether-ul. Level 7, hairdryer. Deci avem un feon în nivelul acesta, după cum puteți vedea. Și se pare că pe aici ar trebui să ne urcăm. Să vedem dacă e ceva ascuns pe aici. Dar nu prea cred, cred că e doar de design. Wow, trebuia eu să-mi iau fall damage-ul ăla rapid. Acolo trebuie să facem un double jump ca să sărim fără probleme. Deci haide să facem asta din nou. Bineînțeles că nu am făcut un double jump, dar o să mai încercăm iar. Bum! Deci săriturile astea de 4 blocuri mereu mi-au pus capac, fraților. Deci sunt cele mai complicate sărituri posibile. Nu înțeleg de ce mă chinui atât de mult cu ele. Nici nu... Uite. Bum! Eram sigur că de data asta am luat-o. Bum! Și pe asta. Bum! Și pe asta. Ok. Nu eram sigur dacă pot să urc pe aia și am luat levitation și ne ducem acolo. Let's go. Am terminat și hairdryer-ul ăsta.
A, mi-a plăcut ideea că noi zburam prin Feon. Super, super mișto. Theme Cave. Hai să vedem cât de greu poate să fie parcursul ăsta din cave. Am făcut atâtea parcururi în cave, nu ar trebui să ne să fie așa complicat. Boom. Foarte, foarte frumos. O cameră cu zombie pe care am trecut-o instant. Îmi place designul, adică nu s-a jucat omul cu designul. Chiar a pus timp în harta asta. Level 9 theme, prison. Ok, deci ne-am întors la pușcărie, băieți. Nu e ca și cum deja am mai fost, dar mă gândeam că tablourile astea, bă, tablourile astea trebuie să... Sunt destul de sigur că nu trebuie asta să se întâmple, dar cum făceam asta? Bun, nici painting-ul nu mai pot să mai pun înapoi, dar... Ha? Aaa, de pe pat trebuia să sărim, mă, pe la acolo, mamă, dar... Ok, puteam să fac asta și fără să distrug tablou, dar nu am vrut să fac asta. Puteai să setezi ceva acolo pe hartă să nu se întâmple asta, ups. Ok, cum facem asta? Trebuie să ne urcăm. Ok, hai să ne prindem de asta. Come on. Come on. Bă, ăsta. Nu înțeleg de ce cad. Aici nu ar trebui să cad. De ce este atât de... Ah, bun, de pe pat trebuie să sărim acolo, presupun. Da. Ok, țin și shift-ul apăsat, nu înțeleg de ce nu merge. Shift-ul apăsat, toate cele bune. Dacă mă duc aici, cad. Huh. Oh, wow. Oh, wow, nu cred așa ceva. Cum mi-am dat eu seama că asta trebuia să fac? Nu știu. Nu știu. Și asta e o bucată de slime. Bun, ne-am dat seama. Foarte frumos. Pe aici ieșim frumos. Nu știu unde ar trebui să sar. Nu vreau să mă arunc așa direct jos. Că poate cine știe unde mă duc. A, uite că am sărit direct jos. În fiecare hartă... bun, trebuia să fie făcut ceva special aici, jos, în caz că o să cazi ca mine. Și sus nu mai poți să te mai urci, nu? Ok, deci nu e absolut nimic în camerele astea de jos. Asta e problema. Dar putem deschide acum fiecare cameră. Și dacă trebuie să ne întoarcem sus ca să facem... Jump-ul ăsta este posibil? A, bineînțeles, este un jump de... Ați ghicit? 4 blocuri. Adică, haide să nu ne... Să nu ne jucăm aici. Trebuia să și deschid ăstea ca să-mi ușurez viața. Dar nu m-am gândit. Hai să ieșim iarăși. Bun, deci am ajuns sus. În caz o să cădem iarăși, deschidem ușițele ăstea. Și... Ok. Nivelul ăsta îmi pune capac, pentru că nu știu exact unde ar trebui să ajung. De fapt, mai avem o singură opțiune, care ar fi săritura asta de 4 blocuri. Și da, asta trebuie să facem. Uite, ușile alea nu au trapă, deci sigur pe acolo trebuie să ne ducem. Ah, frate, nu îmi place să mă chinui cu sărituri de astea simple. Care nu sunt simple, dar totuși ați înțeles voi ce vreau să zic. Na, fuck that shit. Fuck that fucking shit. Nu pot să fac asta. Chiar nu pot să fac asta. Îmi pare rău. Sărim direct aici, dar nu. Da, no. Scuze, da, no.
Și i-am scăpat din închisoare. Țaca paca prin copaci, foarte frumos, și am ieșit. Ok, bun. O să mă pun pe game mode 0 iarăși. Level 10, Theme Haunted Mansion. Foarte frumos. Pe unde se intră? Am văzut o fantomă acolo înăuntru, m-am speriat puțin. Ok. Uite așa, uite așa. Foarte frumos. Și am sărit direct aici. Sunt curios dacă e ceva pe aici, nu? Ok, foarte frumos. Scuză-mă, boss, dar nu pot să intru. Hello. De ce nu pot să intru? Bună, scuze, nu știu ce n-am făcut. Trebuia să ajung aici să pot să intru înăuntru, dar nu pot să intru? Sau chiar nu trebuie să intru acolo, scuze. Sunt sigur că nu asta trebuia să fac, dar... Nu știu ce e asta, dar trebuia să fie ceva acolo. Bă, fraților, noi o să continuăm episodul data viitoare, pentru că deja lungim acest episod mult prea mult. Scot deja început să latre, a venit finalul. Dacă vă place această hartă, v-aș ruga să-mi stați să apăsați pe acel buton de like. Eu am fost Cristi și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa.